Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a acordat amenzi în valoare de 15.000 de lei pentru neregulile descoperite în sălile aglomerate din județ. În total au avut loc 55 de astfel de verificări în săl cu o suprafață mai mare sau egală cu 200 de metri pătrați. Principalele nereguli descoperite de oamenii legii s-au referit la reducerea gabaritului căilor de evacuare, defecțiuni și improvizații la instalațiile electrice și neverificarea la timp a stingătoarelor.